Bună tuturor, eu sunt Denisa și bine ați venit sau revenit pe canalul meu. Astăzi este deja a doua zi în care încerc să filmez acest clip, pentru că dacă mă urmăriți pe Instagram, ați văzut că am întâmpinat ceva probleme ieri în filmarea acestui clip. Astăzi vreau să vorbim puțin despre cum i-am ales eu specializarea, anume radiologie imagistică medicală. Ar fi destul de multe de spus și aș fi ipocrită să vă zic că asta mi-am dorit eu să fac dintotdeauna și că am intrat la medicină cu gândul acesta, absolut fals, pentru că eu până prin anul 4 de facultate eram destul de nebunită după chirurgie și pentru o lungă perioadă de timp nu m-aș fi imaginat făcând altceva decât o ramură chirurgicală, pentru că într-adevăr nu eram foarte hotărâtă, nu știam ce fel de chirurgie vreau să fac, dar știam că nu vreau să merg neapărat pe o parte medicală. Mulți dintre voi m-ați tot întrebat ce specializare ți alegi, ce specializare ți alegi, deci cred că n-a trecut o zi fără să primesc un mesaj de genul acesta și este absolut normal, pentru că știu că m-am tot postat pe social media, pe Instagram, pe TikTok, pe YouTube și v-am înnebunit numai cu rezi, 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 trebuie să dau rezi, trebuie să dau rezi. Și, sincer, n-am vrut să vă spun, pentru că eu sunt genul acela de persoană care până nu vede acolo că este totul oficial, că e negru pe alb, gata, am ales specializarea respectivă, nu-mi place neapărat să vorbesc despre chestia asta sau nu-mi place neapărat să vorbesc despre planurile mele. Uite, o să fac aia, o să fac aia, pentru că, na, totul este destul de imprevizibil și în caz că nu se întâmplă, oricum, eu sunt destul de bipolară și îmi schimb părerea foarte rapid, așa că am preferat să las lucrurile să se așeze și de-abia când este oficial, aș fi vrut să vă spun și vouă, așadar, here it is, este oficial. Eu am fost foarte indecisă pe timpul anilor de facultate, pentru că, sincer să fiu, îmi plăceau foarte multe chestii, dar nu prea luam în considerare toate aspectele specializării respective. De exemplu, mie îmi plăcea chirurgia pentru că îmi plăcea patologia chirurgicală și îmi plăcea ceea ce se întâmplă într-un bloc operator. Sau, de exemplu, îmi plăcea cardiologia pentru că îmi plăcea patologia respectivă, pentru că din anul 4 am început să fiu supersetată pe cardiologie, am lăsat chirurgia deoparte, dar nu m-am gândit la ce implică specializarea respectivă, adică dacă ai timp liber sau dacă nu ai timp liber, dacă lucrezi cu pacienți cronici sau cu pacienți acuți, dacă lucrezi sau nu cu pacienți. Pentru mine nu prea erau importante aceste aspecte, pentru că mereu mă gândeam, ei, na, dacă îți place ceea ce faci, totul o să fie bine, adică dacă îți place partea respectivă, dacă îți place patologia respectivă, totul o să fie bine, ceea ce nu pot să zic că este neapărat adevărat. Pentru că, uite, de exemplu, eu nu sunt o persoană căreia să-i placă foarte mult adrenalina și țin destul de mult la somnul meu, adică îmi place foarte mult să dorm, îmi place să am rutina mea și astfel nu mi s-ar potrivi, nu mi s-ar fi potrivit cu siguranță o specializare chirurgicală. Așa că, da, de-abia în anul 6 am început să iau mai multe aspecte în considerare și am început să mă analizez mai mult și după lucrurile au fost destul de ușoare, adică înainte aveam o groază de specializări în minte, dar efectiv nu știam de unde să apuc și nu știam ce mi s-ar fi potrivit cu adevărat. Așa că prin anul 6 am rămas la vreo 3 opțiuni, cred că aveam, da, dermatologia pe listă, am fost nebunită după ce am venit din Turcia, pentru că acolo am făcut derma, mi-a plăcut foarte mult, am zis că gata, eu dermatologie vreau să fac, după care mi-a trecut cu dermatologia și m-am gândit că mi-ar plăcea foarte mult psihiatria, pentru că în anul 6 am făcut și psihiatrie la Târgu Mureș și întotdeauna am fost pasionată de comportamentele umane, de creierul uman și așa mai departe. Însă eram puțin în dubiu, o să vă spun imediat de ce. Ce mai era pe listă și radiologia. Am tot oscilat între aceste trei specialități în anul 6 până când în ultimele 3 luni de zile, 4 luni de zile, ceva de genul, m-am gândit și am hotărât după lungi căutări și teste din acelea de personalitate și după lungi analize asupra propriei persoane, am ajuns la concluzia că radiologia mi s-ar potrivi cel mai bine. Am început să mă gândesc la calitățile mele și la ceea ce sunt bună, pentru că mi se pare mult mai ușor să
pleci de la calitățile tale și pe calitățile acelea, pe caracteristicile acelea, tu să construiești din ce în ce mai mult. Pentru că, uite, de exemplu, eu sunt o fire destul de, nu știu, nu prea am răbdare foarte multă. Nu prea am răbdare să fac chestii migăloase și cu siguranță nu mi s-ar fi potrivit foarte bine chirurgia plastică. Acum nu zic că lucrurile nu se pot învăța, dar mi se pare că unii oameni sunt înzestrați cu așa ceva și pornesc, să zic, de la nivelul acesta, iar alții nu sunt și pornesc de aici. Ei pot să muncească la fel de mult, dar întotdeauna cel înzestrat cu anumite calități va fi deasupra celuilalt. Bine, nu spun că n-ar trebui să faceți ceea ce vă doriți, adică dacă într-adevăr vă pasionează ceva, puteți munci să ajungeți la un anumit nivel, dar pe mine nu pot să zic că mă pasiona automat. Așa că am început să mă gândesc la ce anume vreau eu. Și mi-am dat seama despre mine că nu sunt o fire foarte comunicativă, adică sunt foarte comunicativă în mediul meu sau dacă am oameni cu care să rezonez. Efectiv, nu mă mai puteți opri din vorbit și după cum vedeți și pe vlog, adică efectiv tură aici timp de jumătate de oră. Dar am o problemă când vine vorba de oameni pe care nu-i cunosc sau oameni cu percepții total diferite și mai ales în România sunt foarte mulți oameni care judecă și s-au creat anumite stigmate și percepții greșite din punctul meu de vedere asupra personalului medical și astfel, nu știu, nu mă văd neapărat lucrând într-un mediu cu foarte mulți pacienți și mă gândeam așa la toate stagiile pe care le-am făcut. Eu eram cam ultima care se ducea acolo să pună stetoscopul sau să vorbească cu pacientul, adică nu pot să zic că îmi făcea o deosebită plăcere să stau, să-l ascult, să-mi spună ofurile, să-mi spună ce s-a întâmplat. Nu știu, cred că unii oameni sunt făcuți pentru așa ceva, unii oameni sunt mult mai empatici și într-adevăr au nevoie de, au nevoie de oameni, au nevoie de cineva să le strângă mâna și să le spună, uite, mulțumesc că m-ai ajutat. Într-adevăr este frumos, dar nu pot să zic că m-ar împlini 100% și nu cred că aș fi foarte potrivită în lucrul cu pacienții. Astfel că am început să mă orientez către ceva paraclinic. Și de asemenea, un alt lucru despre mine este faptul că nu prea am răbdare. Pentru că vorbeam mai devreme de pacienți acuți versus pacienți cronici. Nu cred că aș avea răbdare, chiar dacă mi-aș alege o specializare medicală, să zic, să stau, să urmăresc evoluția, să urmăresc tratamentul, să văd dacă pacientul respectiv urmează tratamentul. Și chiar dacă aș fi vrut să-mi aleg ceva cu pacienți, am exclus patologia cronică, nici cu acuți nu pot să zic că mi-ar plăcea foarte mult să lucrez. Eu îmi doresc pe cât posibil o viață liniștită și nu m-aș fi văzut, nu știu, la urgențe sau... Eu țin foarte mult la tabieturile mele, la somnul meu și mi se pare că atunci când sunt eu împăcată cu mine, atunci dau cel mai mare randament. Plus că am și potențialul destul de mare de a mă stresa, sunt un fel de control freak. Dacă lucrurile nu sunt toate organizate, aranjate, atunci nu funcționez eu la capacitatea mea maximă. Pe de altă parte, am început să mă gândesc că la ce materii mi-au plăcut mie foarte mult în facultate și știu că v-am mai spus aici pe vlog că mi-a plăcut foarte mult anatomia. Deci anatomia a fost my first love încă din anul întâi pentru că este foarte complexă și a fost o materie destul de vizuală, adică efectiv am vizualizat în spațiul osul respectiv sau mușchiul respectiv, mă uitam pe atlas și eu am o memorie fotografică destul de dezvoltată. Astfel pot să zic că am fost destul de bună la anatomie și anatomia, bineînțeles, că este foarte importantă și în această specializare. Și probabil de aceea mă și gândeam în primii ani, pentru că îmi plăcea foarte mult anatomia și am zis, gata, sigur trebuie să fac chirurgie. Dar uite că mai sunt și alte specializări unde anatomia este de mare ajutor. De altă parte, eu sunt destul de mult un visual learner, aș putea să spun, adică cred că ați văzut și în Rezi vloguri și în toate vlogurile mele de învățat, mereu subliniam cu diferite culori, mereu desenam pe lângă, făceam totul cât mai vizual, astfel eu de fiecare dată când rețineam ceva, când învățam ceva, mai mult rețineam imaginea respectivă decât cuvintele de acolo.
Și, într-adevăr, și în specializarea asta ai nevoie de o memorie fotografică, pentru că, bineînțeles, lucrez cu imagini și, de asemenea, mi se pare că am capacitatea aceasta destul de dezvoltată de a distinge detaliile destul de bine, ceea ce eu cred că este un bonus. Și mereu m-a încântat partea aceasta de foto, video, după cum bine știți, mereu m-a încântat ideea de a lucra tu și un computer, tu și un ecran, tu și o imagine. Deci asta mi se pare că mi se potrivește foarte bine. De asemenea, este o specializare unde studiul individual este foarte important. Și eu de când mă știu, mi-a plăcut să învăț singură. Adică învățam de 1000 de ori mai bine și îmi plăcea foarte mult efectiv să-mi fac eu mediul meu de învățat, să-mi pun lumânărele și să stau și să studiez acolo cât cuprinde, decât, nu știu, să mă duc la un curs. Mi se pare că nu eram atât de atentă sau nu prindeam atât de repede și spre deosebire de alte specialități unde efectiv trebuie să fii tu acolo, nu știu, chirurgie cardiovasculară, să zic, sau orice fel de ramură chirurgicală unde sunt anumiți pacienți cu anumite patologii și, nu știu, au venit la ora cu tare, acolo trebuie să fii ca să vezi patologia respectivă, pentru că sunt lucruri destul de rare. Pe radiologie imagistică nu pot să spun același lucru, pentru că există foarte multe site-uri unde găsești slice-uri din CT-uri, unde găsești remeneuri, poze cu ecografii, radiografii și așa mai departe, astfel tu poți să te pregătești foarte bine și să vizualizezi dinainte cazurile respective, pentru că același lucru urmează să îl vezi și când o să ai tu pacientul respectiv, pentru că una este să, nu știu, să mă uit la o intervenție chirurgicală pe YouTube și alta este să efectiv să operezi tu. Dar mi se pare cam același lucru dacă eu mă documentez și eu învăț de acasă și studiez bine imaginea respectivă și apoi văd un pacient pentru că văd tot imaginea respectivă. Astfel, da. De asemenea, când mi-am ales specialitatea, m-am gândit foarte bine la timpul meu liber. După cum vă spuneam, eu sunt o persoană căreia îi place foarte mult să aibă tabieturile ei, să aibă rutina ei. Nu m-aș vedea, de exemplu, să fiu trezită la 3 dimineața sau să am gărzi foarte multe, nopți foarte multe nedormite, pentru că efectiv nu funcționez. Am nevoie de somn, am nevoie de rutina mea și de asemenea aș vrea să fac multe alte lucruri. Am în cap multe proiecte, multe idei de a mă dezvolta pe mine pe viitor și asta nu ține neapărat numai de domeniul medical, astfel încât am vrut să-mi aleg o specializare care să îmi și placă, să mi se și potrivească, dar să-mi ofere și timp liber pentru a mă dezvolta pe mine mai departe. De asemenea, și posibilitățile de angajare sunt destul de mari în la terminarea rezidențiatului, pentru că radiologia și imagistica este o specializare destul de căutată atât în țară cât și în afară. Și nu pot să spun că exclud varianta de a pleca în străinătate, dimpotrivă, adică întotdeauna mi-am dorit să lucrez în străinătate sau să urmez facultatea în străinătate, de aceea am mers și cu bursele Erasmus ca să văd așa cum este în fiecare loc. M-am și gândit să plec direct după terminarea facultății, însă nu am găsit neapărat o țară care să mă mulțumească 100% și am zis că haide că rămân aici și mă mai interesez, mai merg cu un stagiu acolo, cu un stagiu altundeva și văd unde mi-ar plăcea să mă stabilesc. Asta nu este o chestie bătută în cuie, pur și simplu nu exclud nimic și las lucrurile să se desfășoare sau să vină cumva de la sine. Și de asemenea, eu sunt o persoană care se plictisește destul de repede, dar slavă Domnului, în radiologie imagistică este destulă patologie, adică gândiți-vă că este vorba de întreg corpul uman și nu suntem limitați doar la, nu știu, patologia urologică sau la patologiile unei singure specialități. Pur și simplu trebuie să știi cam tot ce se întâmplă din corpul uman și asta pe diferite investigații. Și da, este o specializare care se dezvoltă din ce în ce mai mult și dacă într-adevăr îți dorești, simți la un moment dat nevoia de ceva chirurgical sau să faci tu ceva cu mâinile tale, întotdeauna există și partea de radiologie intervențională pentru cei care sunt interesați de acel domeniu. Și cam acestea au fost motivele. După ce mi-am înșirat toate aceste motive și după ce mi-am făcut și teste din acelea de carieră profesională, ce specializare ți se potrivește și acolo mi-a ieșit o radiologia, bineînțeles, și parcă am mai avut ceva paraclinic, nu mai știu, ceva ce nu mi-ar fi plăcut în orice caz să fac.
Nu știu, m-am simțit destul de ușurată și am zis, da, asta mi se potrivește cel mai bine și cred că o să mă descurc foarte bine în această specializare. Pentru că apoi m-am gândit de ce nu mi s-ar potrivi celelalte specializări. De exemplu, dermatologie. Am vrut o lungă perioadă de timp să mă fac medic dermatolog, însă nu mi s-ar fi potrivit, pentru că întotdeauna eu am avut impresia eronată de altfel că dermatologia este numai despre skincare sau, ei, lasă că fac eu 4 ani, 5 ani sau câți ani se fac la dermato și după o să mă specializez eu pe asta și o să-mi deschid un cabinet. Dar este mult prea mult, adică este mult prea mult să faci ceva ce nu îți place și sunt multe patologii cronice, multe patologii cronice acutizate și de cele mai multe ori este vorba și de boli sistemice care nu afectează numai tegumentul, numai pielea și este vorba și de lucruri cu pacientul, bineînțeles, foarte mult, ceea ce nu pot să spun că mă încânta foarte tare, așa că am spus că, într-adevăr, nu mi s-ar potrivi dermatologia atât de bine. Și apoi mai era psihiatria și credeți-mă că o lungă perioadă s-a dus lupta între radiologie și psihiatrie, pentru că întotdeauna am fost fascinată de acest domeniu și mi se pare că pentru psihiatrie trebuie să ai o gândire mai creativă, nu știu, nu neapărat matematică. Mie îmi plăcea foarte mult conceptul de psihiatrie, pentru că, într-adevăr, acolo îți trebuie o doză de empatie destul de mare și de răbdare și lucrezi cu foarte mulți pacienți cu diferite patologii și nu cred că aș fi fost un bun psihiatru din punctul acesta de vedere, pentru că despre asta este vorba. Ok, îmi place patologia aia, îmi place patologia aia, dar este mult mai mult de atât și după am luat decizia că cel mai bine și pentru mine și pentru pacienții mei ar fi să aleg într-adevăr ceva ce mi se potrivește și asta vă sfătuiesc și pe voi. Nu mergeți neapărat după orgoliu sau, nu știu, uite că aia e mai bine plătită, pentru că, da, într-adevăr, psihiatria are un spor mult mai mare. Gândiți-vă, într-adevăr, dacă vi se potrivește sau nu vi se potrivește, pentru că aia urmează să faceți toată viața, adică gândiți-vă la voi, într-adevăr, ce v-ar plăcea, ce v-ar face pe voi fericiți și, cel mai important, ce vi s-ar potrivi. Pentru că am primit și întrebarea aceasta că de ce nu ți-ai luat post, de ce nu ți-ai luat post, ai fi avut notă de post, ca să lămurim puțin, care este diferența dintre loc și post. Locul înseamnă că ești angajat pe o perioadă determinată, adică pe perioada rezidențiatului. După ce ai terminat rezidențiatul 4 ani, 5 ani sau, mă rog, practic, ești neangajat, ci trebuie să-ți cauți tu singur de muncă, ceea ce locurile de muncă, posturile, se găsesc destul de greu, adică să lucrezi la stat. Mai degrabă îți găsești loc în privat, unde salariile sunt ceva mai mici, sau, nu știu, îți deschizi tu un cabinet sau depinde. Astfel, dacă ții post, ești cam asigurat pe viață. După ce ai terminat rezidențiatul, tu deja ai un spital la care să lucrezi. Și, într-adevăr, posturile se iau cu notele cele mai mari, însă nici nu se scot foarte multe posturi. Majoritatea posturilor care s-au scos au fost în orașe mici. Într-adevăr, anul acesta s-au scos 6 posturi pe radiologie în București și doar atât m-a interesat. Adică știu că mai era unul și la Sfântul Gheorghe și la Bistrița, însă nu n-aș fi dorit să rămân sau să locuiesc în acele orașe. Dar posturile de radiologie s-au dat foarte repede, deci în primele 15 poziții, eu am fost poziția 146 cu 895 de puncte și în primele 15 poziții s-au dat deja 3 posturi din 6 posturi de radiologie la București și pe la poziția, nu știu, 41-42 s-au dat deja toate 6, deci nu aș fi avut șanse să prind posturile respective. Dar au mai rămas destule posturi pe care le-aș fi putut lua lejer, însă nu mi-am dorit, pur și simplu nu mi-am dorit să fac altceva în afară de radiologie și am vrut neapărat să merg în București și pur și simplu mi-am ales locul. Întotdeauna am fost pe ideea asta că dacă îți place ce faci, o să te descurci, orice ar fi, pentru că mi se pare destul de tricky chestia asta. Ok, uite, și oamenii sunt destul de tentați să aleagă, uite, e post, e plătit bine, n-o să mai am treabă toată viața. Da, dar gândește-te că dacă nu-ți place chestia aia, tu o să trebuiască să o faci toată viața. Se poate renunța la un moment dat, dar de ce să te complici? Gândește-te bine, analizează-te bine și vezi într-adevăr ce-ți place și ce nu-ți place. Bine, pe de altă parte mai sunt și oameni cărora, nu știu, fie că le plac foarte multe lucruri sau dimpotrivă, nu prea le
place nimic. Așa că, na, poate la aceștia, într-adevăr, primează criteriul financiar. Însă, la mine nu a fost vorba despre așa ceva și, pur și simplu, am ales ceea ce mi-a plăcut și ceea ce mi s-a potrivit. Ok, și cam acestea au fost motivele mele. Acum este o perioadă destul de ciudată, pentru că ieri s-a terminat și repartiția, deci toată lumea a ales și urmează să se afișeze toate actele de care avem nevoie pentru angajare, urmează și repartiția mică, pentru că pe undeva pe la mijlocul lui decembrie va trebui să ne alegem și spitalul în care vom profesa. Așa că da, încă sunt în dubii, încă vorbesc cu lume, nu știu exact unde o să mă duc anume, deci este o perioadă destul de stresantă. Trebuie să-mi caut și apartamente și chiriile sunt destul de confusing, nu știu, pentru mine. Dar și cumva sunt foarte multe de făcut în perioada aceasta, dar este normal, pentru că este o tranziție și obviously este normal ca, nu știu, lucrurile să nu fie cum erau când eram în zona mea de confort. Which is perfectly fine, pentru că asta înseamnă să ne dezvoltăm, nu? Să trecem prin cât mai multe experiențe noi. Și cam astea au fost. Eu sper că v-a plăcut acest video și dacă da, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu dacă n-ați făcut-o deja. Noi ne revedem data viitoare cu un nou clip. Până atunci, vă pup!